zic, m-am hotărât, nu-l mai las. Acum un an i-am dat 40 de lei să-și ducă televizorul acasă. N-avea schimbat să ia taxiul. E regizorul nostru de la teatru, Ion Bușe. Astăzi am venit la repetiție să-i zic să-mi dea banii. După un an de zile nu mi-a dat, adică mi-a dat un rol. Joc cu frate, geamăn cu contele. Intru în scenă și spun bună ziua și unul zice, ieși afară să vie frate tău. Ce că m-a făcut om, dar astăzi nu-l mai iert. O să vedeți ce o să iasă, să strică și repet. Să trăiți, vă salut. Să trăiți, maștri mă, ce mai faceți? Da, e, dacă e bine, e bine. Altceva? Mai e ceva? Nu mai am nimic. Dar chiar nimic, lefter. Poate dumneavoastră vă restanță ceva? Nu mi-aduc aminte. E, dacă nu vă amintiți, ce să mai, eu am în memorie grozavă. Dar eu nu mă amintesc nimic. E, dacă nu vă amintiți, eu vă salut, să trăiți și cum merge televizorul cel nou. Bine, bine. Bine, bravo. Eu vă salut și să trăiți, dar n-a avut nimic, nu? Nu. Nu i s-a întâmplat nimic. Nu, merge perfect. Nu, perfect. Cu transportul merge perfect, dar să știți că se poate demagnetiza. Cum să demagnetizeze? Păi magnetul, știți, magnetul are doi poli. El îi are. Păi mai are. Eu... Dar ce? Păi eu ce să mai, eu vă salut. Da. Eu vă salut și să știți că dacă se strică, îl puteți duce la cooperativă. Tot cu mașina. Nu că nu vă ia mult, tot doi poli. Păi dar cum să se strige? Că e nou. Nu s-a probleme cu el 5 ani. 5 ani, dar cu magnetul v-am spus că se poate distruge, dar în orice caz, eu vă salut și vă doresc distracție plăcută la televizor. Mulțumesc. Să dăm filme bune. Da, să dăm. Și documentare. Și? Documentarul ăla de la Polul Nord la Polul Sud, l-ați văzut? Doi poli. Nu, pe asta cu polii nu l-am văzut. Nu l-ați zic, că nu l-ați văzut. Nici eu le-am mai văzut, dar în orice caz. Poate ați văzut filmul ăla, Alibaba și cei 40 de poli. 40 de lei de voți. 40 de furți. Da, da, uite, de ăsta mi-aduc aminte. Nu v-aduce, aoleu, ce să vă spun eu. Ați văzut Alibaba? Aoleu, dădea la toți, da? Oale daur. Și nu le dădea împrumut, nu le dădea de tot. Ei și convenea. Erau bani găsiți. Dacă tragi pe ei când muncești, te doare inima și pentru doi poli. Nu? Da? Păi atunci... Atunci ce? Păi atunci eu vă las. Da. Vă las să vă vedeți de treburile dumneavoastră, poate eu vă rețin. Poate dumneavoastră vă gândiți la ceva. Sau la cineva. Sau la ceva pentru cineva. Bine, Stărică, bine. Bine. Dumneavoastră, vă place boxul? E un sport brutal. Brutal, nebrutal, dar de înapoi. Imediat. Se poate, dar cine interesează pe noi? Ne interesează? Păi... Păi ce? Păi ce? Păi ne fortifică. Știți? Memorie sănătoasă, incorpore sano. Eu dacă nu mai fac sport, am uitat complet că v-am dat astă primăvară 40 de lei. V-am dat doi poli atunci când cu taxiul, cu televizorul, că n-aveați decât 100 lei schimbate. Am uitat complet. Dar, Stărică, uite, mie îmi pare bine că ți-ai adus aminte, pentru că eu, știi, eu mă jenam să-ți amintesc. Nu, că știi că mai iei să-mi dai 60 de lei. Eu, dumneavoastră? Da. Atunci când mi-ai dat mie doi poli, eu să-mi dați 100. Și n-am schimbat-o. De Stărică. Așa că te rog să faci bine să-mi aduci înapoi cei 60 de lei. 60 de lei? Adică trei poli. Polul Nord, Polul Sud. Și n-aveți să-mi dați un pol să vă dau eu 60 de lei? 60 de lei sau schimbați 100?